În primul trimestru al acestui an, în cadrul unei acțiuni la nivel național, reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă Hunedoara au făcut controle la societățile din județ care au ca profil de activitate construcțiile. Ca și în alte domenii, înainte de începerea controalelor, angajatorii au fost informați de către cei de la ITM Hunedoara asupra acestui lucru. Am început acțiunea 2, acțiune impusă de către Inspecția Muncii tuturor inspectoratelor teritoriale de muncă, asta însemnând verificarea angajatorilor din domeniul construcțiilor. După cum v-am obișnuit și pe dumneavoastră și angajatorii, am început cu un simpozion de prezentare a acestei acțiuni care are ca scop conștientizarea angajatorilor la nivelul județului Hunedoara privind condițiile de sănătate și securitate în muncă în acest domeniu. Codurile CAEN verificate vor fi 41, 42, 43, tot ceea ce înseamnă domeniul construcțiilor. În mod îmbucurător, inspectorii ITM nu au fost nevoiți să aplice sancțiuni și nici nu au constatat accidente de muncă, însă era de așteptat acest lucru, întrucât în perioada de iarnă lucrările din construcții se desfășoară într-un ritm mai lent. Nu avem sancțiuni, ca să spun așa, la nivelul primului trimestru, deoarece vremea a fost așa cum a fost, iar lucrările de construcții s-au desfășurat într-un ritm, probabil, să-i spun, un pic mai lent, dar ca și accidente de muncă, în domeniul construcțiilor n-am întâlnit încă în acest an și sper să nu întâlnim până la sfârșitul anului. Odată însă cu îmbunătățirea condițiilor meteorologice și cu intensificarea activității și controlele celor de la ITM Hunedoara la angajatorii hunedoreni din construcții se vor intensifica.